face, nu așa. Nu așa. Ne-am întors la Vorbește Lumea, v-am spus să nu-i mai speriați, că ați văzut că nici nu am vrut să mai vorbească cu noi. Când le-ați spus că nu avem copii, nu se trezește, nu mai dorm noaptea. Hai că am reușit să-i conving și sunt din nou în direct cu noi Adina Butar și Marco Schulz. Felicitări, cum sunteți? Suntem bine, suntem bine. Uite, ne-am trezit și noi la 4 dimineața, aici 5, de fapt, acum. 5 dimineața să ne obișnuim cu programul, nu? Vă faceți antrenamentul, da. Da, exact. În câte luni ești însărcinată? Tocmai am intrat în 7 luni. Wow! Mai 2 luni jumate, cam așa. Wow! La început martie. Și ce veți avea, băiețel sau fetiță? E băiețel. Bravo! Da. Ați ales deja un nume? Da, nouă ne place foarte mult Liam și asta va fi numele probabil, adică mai mult ca sigur. Asta, cu asta ne conectăm. Aș vrea să-l felicit și pe viitorul proaspăt tătic. Cum se simte? Dacă este emoționat? Merci. No. Yeah, yeah. Păi el nu e că el o să plece la concerte cum ar veni, știi? Sau v-ați făcut așa vreun plan? You're not so because you want to see to the shows when you're doing the shows. Da, da. Da. Păi continuăm, adică normal că el continuă cu ce are de făcut, evident, but da, dar suntem amândoi foarte emoționați și foarte excited. Pentru mine este primul, așa că cred că tu știi mai bine cum e. Sper să vină tot de la sine. I think for a boy, when the baby is there, is when you get nervous. Okay. Deci abia atunci când o să vină copilul o să se emoționeze. Corect. Dar ce se întâmplă cu tine? Ai vreo poftă? Do you have cravings, cum zic americanii? Am avut foarte sănătoase, aș putea spune. În primul trimestru am avut cravings pe roșii și piersici. Acum am început cu watermelon, cu pepene. Bine. Dar noroc aici găsim de cumpărat pepene. Singura chestie care nu o găsesc și chiar mi-e poftă din cauza sărbătorilor sunt cozonaci cu nucă. Am căutat chiar ieri cozonaci cu nucă și nu știu ce, nu au auzit aici. Sigur găsești tu niște tutoriale și îți faci singur acasă. Da, asta cred că asta ar fi planul. Vrei să naști în America sau o să vin țară? Da, voi naște aici în martie. Nu voi mai veni până atunci, dar abia aștept după. Deci când împlinește bebele 3 luni, ne dorim să venim în România. Ce veți face de sărbători, de Crăciun? Suntem acasă de Crăciun. Avem weekendul liber, e perfect, adică suntem aici, uite, chiar am amenajat așa, am început să amenajăm puțin, să fie un pic de atmosfera, să de Christmas, a little bit of atmosphere here. Adina, să-i transmiți lui Marcus din partea, să-i traduci, mai bine zis, așteptăm o piesă, un remix, cu râsetele alea inconfundabile de bebeluși. Să le folosească la ceva, da? They said that they want you to use like the little giggles of the baby, maybe in a baby. Oh, that'd be fun. That would be cute. Yeah. Or in the heartbeat. We already thought about using the heartbeat. Ce frumos! Pentru un procent de doar 20% din încasări, mai am idei! Da? Și să-i puneți și Ștefan Hrușca acum de sărbători, să asculte. Lângă brad acolo. Da. Ne e dor de sărbătorile din România. Aici nu le simțim chiar așa, că e și vremea puțin mai altfel, dar anul ăsta e bine și așa și la anul poate că o să fim acolo de Crăciun. Sigur că, dar bucurați-vă de ultimul Crăciun în 2 și așteptați-l cu nerăbdare pe următorul, în când 3. Veți fi în 3. Vă pupăm, sarcină ușoară în continuare și naștere ușoară. Mulțumesc, vă pupăm. Da. Știi de ce?